Președintele american Joe Biden nu intenționează să viziteze în curând Ucraina, în pofida dorinței exprimate în acest sens de omologul său Volodymyr Zelensky, a indicat Casa Albă. În ultimele săptămâni, mai mulți lideri europeni au vizitat țara aflată în război. Nu este prevăzut ca președintele să meargă acolo, permiteți-mi să repet, a declarat într-o conferință de presă purtătoarea de cuvânt a executivului american, scrie AFP, citată de Ager Press. Guvernul american are în vedere să trimită un emisar la Kiev, dar Casa Albă a exclus deocamdată deplasarea cu risc ridicat a președintelui din motive de securitate. Dacă cineva ar merge acolo, nu am spune asta de aici, a subliniat purtătoarea de cuvânt a președintelui american. Într-un interviu pentru CNN difuzat duminică, Volodymyr Zelensky și-a exprimat dorința ca Joe Biden să vină în Ucraina. Cred că va veni, iar decizia îi revine. Desigur, depinde de situația de securitate, a precizat el, dar cred că el este liderul Statelor Unite și pentru asta ar trebui să vină să vadă, a mai spus șeful statului ucrainean. Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a confirmat luni că Statele Unite speră să-și redeschidă în curând ambasada la Kiev, fără a menționa vreun calendar. Acesta este cu siguranță scopul nostru. Evident, este important să avem o prezență diplomatică acolo, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a executivului american.